Infracționalitatea pare a nu mai avea limite. Altfel, nu s-ar explica de ce un tânăr l-a deposedat de un telefon mobil, nu chiar de ultimă generație, pe un taximetrist care își desfășura activitatea în tură de noapte în municipiul Hunedoara. Fapta a avut loc în zorii zilei de 26 septembrie, iar prezumtivul autor a fost reținut astăzi de către polițiștii hunedoreni care au recuperat obiectul furat și l-au restituit părții vătămate. Tânărul de 25 de ani, bănuit de a fi comis fapta, a fost reținut conform legii pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentat apoi instanței competente pentru stabilirea măsurilor ce se vor lua ulterior. În urma activităților investigative, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Hunedoara au reușit să-l identifice pe prezumtivul autor al infracțiunii de tâlhărie calificată. Acesta este un tânăr în vârstă de 25 de ani din municipiul Hunedoara. A fost reținut preventiv de către polițiști și urmează a fi prezentat magistraților în vederea lor unei măsuri preventive. Totodată, telefonul mobil pe care acesta l-a sustras prin violență persoanei vătămate a fost și acesta recuperat și restituit persoanei vătămate. Le recomandăm cetățenilor să evite deplasările, în special pe timpul nopții, în zone pustii sau izolate și să nu dețină la vedere obiecte de valoare, bijuterii sau telefoane mobile, iar în cazul în care sunt victime sau martori ai unor fapte de natură penală, de genul unei tâlhării, spre exemplu, să anunțe în cel mai scurt timp poliția. Dacă va fi găsit vinovat pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată, la care a fost încadrată găinăria pe care se bănuiește că a făcut-o tânărul din Hunedoara, acesta riscă o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare.